Bine ați venit la un nou episod de reacții. Astăzi o să reacționăm la noua melodie a lui Rodby Dab. Melodia lui Rodby, cum să zic, e foarte tare. O să reacționăm fix acum. Bun, suntem fix aici la reacție. O punem aici. Aici. Să știți că filmez de pe telefon, scuzați-mă că n-am buget de altceva. Dar promit că la anul probabil o să-mi iau o cameră, să pot să fixez camera pe... Nu băgați ceasul de... Bun, am zis că reacționăm, vom reacționa pentru că, bă, nu, Adia a pus piesa asta. Rodby a pus piesa asta, Rodby cu Ganicos a pus piesa care se numește Ce se întâmplă. Da, e muzica oficială făcută de Rodby. Să nu uitați să dați, să treceți pe la el, pe la canal. O să pun, o să pun videoclipul în descriere, adică al lui, nu al meu, pentru că da, de pe al meu trebuie să vedeți. Bun, eu doar fac o reacție, nu fac mare chestie. Așa. Bun, haideți să începem să reacționăm. Stai la că nu mă mai fie. Stați-o la așa, deci Rotvi iese din apus sau noapte? Adică, bă, e răsăritul, cred că el s-a trezit de la 5 dimineața, bă, Rotvi. Mai dorm, nu-i școala, băi! Da... Și a Sugar King. Gata, a rămas blocată de clopot. Stă acolo și a rămas blocată. Nu vreau să fiu așa de bine. Bă, Rod, Gani iarăși îl urmărește pe Rodby. Adică, bă, Rodby cu Gani fac multe videoclipuri și piese. Adică, nu știu piese dacă fac așa de multe, da, bă, da. Ganicos a făcut multe piese cu Rodby pentru că da. Mulți youtuberi acum mai își găsesc ei partenerul lor de joacă să își facă videoclipurile împreună. Așa că, haideți. Bă, prin junglă, aleu, prin lavă, prin junglă, bă, l-a legat cu Lido, am văzut acolo că l-a legat cu Lido, asta am văzut. Bă! Și lungă-i sabia lui Ganicus. Pot să dau mai tare. Uai, leu, ce mare. Da, nu acum avem treabă cu Facecam-ul. Facecam-ul o să lăsăm. Bun, așa. Hai să vedem. Fulgere și tună, bă. Nu-mi place că îmi fulgeră și tună, pentru că, bă, cine îi plac vremile? Talacă că... Așa. Nu vreau să fie. Mă, de ce mai mă chinuiesc ca cealaltă? Bun, hai să nu mai... Bun, deci, văd că da. Tună și fulgere. Cui place tunetele? Mie nu-mi plac soribile, pentru că, bă, stai, ai și tu o zi frumoasă și vine tunetul pe tine. Aileu, auzi, tunete, deja te-ai dus. Cei care nu cam le plac tunetele chiar că... Hai să vedem. Minecraft modat, că moda am dat. A băgat mod. De asta Gani avea sabia aia așa de mult mare. Pentru Gani avea mod. Vedeți? Da. Cum poți să zici că... Ați văzut și voi ce față mică avea Nubula? Nu arăta deloc Andrei, 2010. Dar cine naiba era ăla? Era noob.
Cu față de ea e mică, dar cu cap uriaș. Cap uriaș, da. Ai, ce l-a aruncat. Bă, Rodby, explodează creeper, îi pleacă de acolo. Iau, sparge, da, face parte din melodie, nu trebuie să fim așa de invidioși. Da, bă, da. Melodia, bă, melodia este destul de tare, dar nu-i ca lui Gani. Adică, bă, Gani a făcut o melodie mai tare ca lui Rodby. Nu vreau să spun că Rodby n-a făcut o melodie rea. A făcut și el bună, dar el a făcut-o de pe Minecraft. Dar Gani a făcut-o, cum să zic, ca animată. Animată, bă, cu bani mulți. E greu să faci o animație. S-a dus capibara. Rip capibara în comentarii. Asta nu e Manhattan, iar l-am transformat dintr-o capibara în câine de... What the fuck? Da... Dacă unii sunteți așa de... așa de confuzi, cum să zic, nu chiar l-a transformat. Adică Rodby a dispărut, da? S-a spawnat un... a spawnat Adi, un câine. Asta, cred că... asta cred eu, că n-ai cum să transformi o capibara în câine. Cum să transformi o capibara în câine cu un băț? Mă auzi că poți faci mulți câini, dar nu poți face o câine pe capibara. E păcat că l-a abandonat. Da, știți că e Rodby și, ca de obicei, îl mai trolează. Bă, asta faci, cum să zic, din povestea aia cu Gani Lava, care... cum să zic, l-a abandonat, dar atunci l-a lăsat. Așa, hai să trecem. Avea de filmat, da. Bă, ziceți-mi, eu aș vrea și eu să postez niște episoade cu niște prieteni ai mei, să fim... am mai postat eu episoade cu prietenii mei pe Brawl Stars sau așa. Or, poate postez pe StumbleGuys, pe Minecraft. Brawl Stars, nu știu, Brawl Stars nu e așa de popular. Cine mai joacă Brawl Stars? Numai cei care mai îi plac, mai au misiuni de făcut. Și eu mai joc, dar să mai fac câteva episoade așa de plictiseală. So de fapt... de fie, adică nu de plictiseală. What? Se repetă? Da, melodia mai se repetă. Bă, eu când văd tunete prin Minecraft, nu mă sperie așa de tare. Mă mai sperie eu așa când... așa. A, da, plus, să nu uitați că o să avem noi... nu băgați aia de sub. O să avem noua serie postată luni. Nu știu luni dacă o să se va posta, dar promite că o să postăm o nouă serie pe Minecraft. Una de SMP care o să vă dea pe spate, sperăm să fie mai vizionată, pentru că da. Mai facem și live-uri. Mâine vreau să fac un live cu... e secret, nu vreau să vă spun, pentru că da, dacă vă spun, o să vă dau spoiler și nu-i bine. Nu. Deci, acum e strofa lui Rodby, care Rodby va cânta la strofa lui. Of, de ce trebuie? Păi să filmez de pe telefon cu facecam-ul. E atât de... dar mă rog, acum nu mai. Ce mă deranjează e că, uiteți, deget. Ce în față, mi-l vedeți. Cu camera aș putea, dar o să văd cum o să fac. Așa. Da, ți-a ascunde lângă ușă, ci... Rodby, faile. Aici povestea e că... să vă spun povestea la chestia asta cu muzica. Cred că povestea e așa, e că Gani făcea videoclipuri cu Rodby și îl trola. Adică, bă,
Nu face parte din asta? Din povestea asta? Eu așa zic, pentru că nu are cum să fie altceva. Aia cu câinele... da, Rodby în Atrădăvă, cred că e un câine, nu știu. Era câinele... Eu am auzit la povestea aia că mai era una. Că povestea era așa, că Ganicus avea o hartă de hardcore care a murit în lavă și, cum să zic, câinele lui l-a așteptat acasă. Da, hai să vedem. Stai așa, cred că am de zis ceva. Aleu! N-ați vrea să stați pe muntele ăsta fix aici, că poate cădeți. What the fuck, man? Ce m-am explodat, mapa, bă? A explodat mapa, gata, lagul intern. Seria n-a mai continuat, de atunci ce s-a învățat. Rotbi serie, nu fac, bă, eu azi m-a curcat. Hai așa. Bun, așa. Am pus, bun, așa. Am urmat, mamă, ce mă fac. Da-te. Bun, așa, haideți. N-am înțeles ce s-a întâmplat. Mai continuat, nu mai faci rotbi serie. What the fuck, ce cură. Așa. Hai că rotbi... Știu că pe contul mare a făcut live, dar pe contul ăla de Minecraft, care înainte era lui Răzvanica HD, care nu a mai făcut content. Ultimul lui videoclip a fost ăla cu Topicraft 2, care l-a invitat Pink pe Topicraft 2, deci știu eu. Că a băgat în secret ăla. Mamă, ce mă fac? Nu cred ce mi se întâmplă. Dacă dai un hit cu aia, te-ai dus din prima, bradăre. Adică, cum să zic, melodia se repetă până vine o strofă de la unul la altul. Cum să zic, asta cred eu. Iar mă alergă azi, iar a făcut mare energie Rodby de la 3 blocuri, ce să zic. Deci a filmat capra. Deci din ce știu eu, deci, bă, melodia mi s-a părut tare, mișto. Muzica de fundal mi s-a părut chiar bună. Stai la fel. Dar ce mi s-a părut cam ciudat și... Adică, bă, da, n-a avut animație, pentru că, da. Bă, da, face animații bune, Rodby, a făcut multe muzici, lăudați-l, mai ales pe aia cu Șobolan, poate o să reacționez și pe asta cu Rodby și Pink, dar nu acum, pentru că, da, acum am făcut reacția asta, pentru că am văzut că mulți youtuberi au reacționat și dacă tot am timp liber și n-am reacționat deloc azi, hai că facem ceva. Dacă v-a plăcut acest episod, dați like și subscribe. Și pa, și pa!